Aș vrea să vă aduc la cunoștință câteva lucruri care sunt importante pentru județul Dâmbovița. Mai întâi de toate vreau să vă precizez că am continuat elaborarea documentelor necesare realizării investiției de la Ulvi de către Societatea Comercială Arctic S.A. Și în acest sens vă informez că sub numărul 138 din 8-a 4-a 2016, în conformitate cu dispozițiile articolului 32 litera B și articolul 50 din legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, am eliberat avizul de oportunitate necesar precizării detaliate a regimului tehnic care va fi reglementat prin întocmirea documentației plan urbanistic zonal PUZ, precum și precizării datelor temelor de proiectare pentru întocmirea PUZ-ului. Acest aviz privește construirea unității de producție pentru mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase, depozit produse finite, laboratoare, birouri, cantină, platforme acoperite, parcări pentru tiruri, parcări autoturisme, cabine, poarte, alei, carosabile și pietonale, împrejmuire, branșamente, utilități și organizare de șantier. Inițiatorul acestei documentații este Societatea Comercială Arctic S.A. și acest aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism numărul 41 din 1-a 3-a 2016 emis de Consiliul Județean Dâmbovița. Aceasta pentru că la noi în județ se pare că bârfa și discuțiile fără suport reprezintă modul de comportare al unora dintre politicieni. În al doilea rând, tot pe zona aceasta a afacerilor, o să o rog pe Oana Ivanov să vă pună la dispoziție și materialul filmat, fotografiat. Am avut în urmă cu 2 zile o deplasare făcută de mine personal cu studenții Facultății de Inginerie Automatică și informatică la 2 societăți comerciale din platforma industrială de la Titu. Este vorba de Societatea Comercială Mic Prest și Societatea Comercială Metaplast. Investitor în cele 2 societăți comerciale este un domn cu totul special, se numește Jean Drugescu. A reușit să creeze peste 1000 de locuri de muncă la Titu în ultimii 4 ani de zile. Lucrează în industria auto și de automotive de vârf pe plan european. Am dus 45 de studenți, în general din anii 3 și 4, au fost câțiva și din anii mai mici, din anul 1 și 2, pentru a se familiariza cu condițiile de lucru de acolo, care sunt cu totul deosebite, foarte mulți roboți industriali, foarte multă tehnologie. Iar domnul Drugescu mi-a spus că mâine, dacă sunt pregătiți să intre în muncă, angajează cel puțin 20 de ingineri. Spre satisfacția mea, la sfârșitul acestei vizite, am avut 7 studenți de la universitate care și-au depus CV-urile și lucrul ăsta este important. De asemenea, le-am promis studenților că o să-i duc și la grupul Renault și am să fac această deplasare în următoarele 2 săptămâni de zile. După cum am să mă implic ca toți studenții facultăților de inginerie să meargă la societățile comerciale importante de pe raza județului Dâmbovița. Mă refer aici la Arctic, la Oțelinox, la Erdemir, Cromstil, Nimet, alte firme care au potențial și care pot oferi locuri de muncă de înaltă pregătire și în același timp cu salarii care sunt foarte bune și permit o dezvoltare personală foarte bună. În al treilea rând, tot o veste foarte bună și uite, este o veste bună și pentru domnul Miculescu, că îi fac drumurile pe unde are afaceri. Da? I-am făcut o parte din drum, dar acum facem restul. Îi fac drumurile pentru că, sigur, drumul lui e în zona aceea, se ocupe de creșterea porcilor, drumul meu e să mă ocup de administrația publică. Am finalizat procedurile legale de achiziție, am și dat ordinul de începere a lucrărilor pe data de 3 mai,
pentru un drum județean extrem de important. Este vorba de DJ711A, sectorul Săbieș-Colacu, Ghergan-Lungulețu, 7,8 km de drum. Valoarea investiției este de 7.482.470 de lei. Această investiție este finanțată pentru început din bugetul Consiliului Județean, dar ea este dată și la Ministerul Dezvoltării pentru Ordonanța 28/2013. Dacă vom reuși să primim bani de la Ministerul Dezvoltării, vom finaliza investiția anul acesta. Dacă nu, sigur că ne trebuiesc cel puțin 2 ani de zile, dar eu sper ca lucrurile să se miște într-un final și la Ministerul Dezvoltării, fiindcă avem nevoie de resurse financiare suplimentare. De asemenea, vă informez că am dat ordin de începere a mai multor lucrări pe alte sectoare de drum și că anul acesta, în următoarele 2 luni de zile, deci nu foarte târziu, vom finaliza 19,6 km de drum prin Programul Național de Dezvoltare Locală pe contracte încheiate de SCLDP. Este vorba de finalizarea lucrărilor pe DJ711 la Racovița, pe DJ702 Drăgăiești-Ludești, pe DJ702 Belucien-Draciu, pe DJ720 Răzvat-Gura Uniței-Moreni, pe DJ702 Devișoara-Mogoșești și modernizarea pe DJ711 Cebălen-Nucet. Știți foarte bine că astea sunt lucrări care sunt deja abordate, unele cu un stadiu de finalizare aproape de 90%. De asemenea, până la data de 30/04/2016, deci astăzi o să punem punct, am încheiat procesele verbale de terminare a lucrărilor pe 7,98 km drumuri în asociere cu consiliile locale. E vorba de drumuri la Gura Uniței, Cândești, Valea Mare și Buciumeni. De asemenea, până pe data de 31/05/2016, vor fi întocmite procesele verbale de recepție a lucrărilor pentru drumuri de la Potroci, Finta Dragomirești, două lucrări, Voinești, Sălcioara, Mogoșani, Dobra, Dragodana, Tătărani, Puchieni și Petrești, în total 37,89 de kilometri de drumuri. Vă precizez de asemenea că vom întocmi procesele verbale de terminare a lucrărilor și la mai multe obiective afectate de calamități. Este vorba podul peste Ruda la Iedera, DJ702B la Tătăran, coasta geografică, DJ712A Râualb, punctul Aninologului, DJ712B reparații pod peste pârâul Vulcana, la Vulcana Băi, DJ710B Valea Lungă Vișinești, punctul Mățăoanu, reabilitarea podului peste Ialomița la Finta, lucrare care este finalizată, facem ultimele retușuri, și reabilitare pe DJ710 Măgura Bezdeat Costișata, respectiv DJ724 la Pucheni. Vă precizez de asemenea că în maxim o săptămână, dacă nu sunt contestații, vom da drumul la lucrările de asfaltare pe DJ720A Bucșan-Mărcești, 4 km, și pe DJ401A Costești-Vale-Odobești, 3,5 km. De asemenea, am dat ordin de începere a lucrărilor pe DJ710A Diaconești-Vârfuri-Valea Lungă, tot o investiție destul de mare, sunt alunecări de teren pe drumul județean, investiție de 2.938.828 de lei. Sunt în curs de contractare a execuției sau în curs de proiectare lucrări de consolidare a terasamentului la Bolboci, pe DJ710 Diaconești Vârfuri Valea Lungă, alte puncte decât cele menționate anterior, de asemenea pe DJ718A la Mănăstirea Dealu. Știți foarte bine că avem o alunecare de teren de mai multe vreme. Și punere în siguranță pod peste Ialomița pe DJ712 la Brănești. De asemenea, vom finaliza procedurile de achiziție publică pentru un pod pe DJ503 la Șelarul, limită județ Argeș.
pentru punerea în siguranță în două puncte pe DG710B Vișinești, punctul Sorin Latea și punctul Vigelie, și la Tătăran, coasta geografică, etapa a doua. Ca urmare, eu zic că lucrările noastre pe drumurile județene continuă în ritm susținut. Dacă Ministerul Dezvoltării ne va pune la dispoziție resurse financiare suplimentare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, vom avea cu toții satisfacția finalizării în acest an a cel puțin 25-30 de kilometri de drumuri județene importante. La ultima noastră conferință de presă v-am spus că sunt așteptat la discuții cu directorul Companiei Naționale Apele Române, de la APA Argeș-Vedea, și am și aici vești foarte bune. Vom începe în câteva zile lucrări de regularizare a Dâmboviței în zona Malul cu Flori. Finanțarea se asigură din Fondul Social al Uniunii Europene. Lucrările sunt de 120 de milioane de lei, deci o sumă extraordinar de mare, constă în apărări de mari, consolidări, regularizare și gabioane. De asemenea, vom începe tot în luna mai lucrările de la Nucet, zona Rudari, unde sunt produse eroziuni de mal accentuate. Vom face lucrări de apărare de mari și calibrare de albie, tăiere de cot. Aceste lucrări se fac din surse proprii ale Companiei Naționale Apele Române. Și am eliberat certificatul de urbanism și autorizația de construcție pentru continuarea lucrărilor la baraj și canal de la Bilciurești. Pentru cei care știți, zona acolo sunt lucrări începute de foarte mulți ani. Eu sper că vom face lucrări de circa 1.200.000 de lei în următoarele două luni de zile, ceea ce ne va permite să asigurăm protecția bunurilor și cetățenilor din zonă. De asemenea, am discutat despre implementarea directivelor de ape uzate. Este vorba de punerea în funcțiune și autorizarea stațiilor de epurare de la compania de apă, de la Găiești și Titu. Și, de asemenea, poveste excelentă în programul operațional Infrastructură Mare, POIM, pe zona aceasta de ape. Va fi prinsă și lucrarea majoră pentru zona de sud a județului Dâmbovița, derivația de la Miulești-Odobești. Ca tare, sunt mulțumit de această întâlnire și vom continua să facem demersuri ca să avem lucrări suplimentare și pe celălalt bazin, bazinul de la Buzău. Guvernul Cioloș își dovedește încă o dată lipsa de apetență pentru a face lucruri importante și pentru a susține lucrările de investiții prin ceea ce am primit recent de la Ministerul Sănătății. Anul trecut, sub guvernarea Partidului Social Democrat, ministru era domnul Nicolae Bănicioiu, am primit toate aprobările necesare pentru a derula procedurile de achiziție publică pentru mai multe lucrări de investiții la Spitalul Județean. Este vorba de Spitalul TBC de la Dealul Mare, unde ați văzut că am lucrat de aproape 10-11 miliarde până astăzi. Este vorba de stația de oxigen de la Spitalul Județean, de realizarea unui centru de imagistică nucleară, pentru care avem procedura de achiziție finalizată, și de realizarea lucrărilor de reabilitare a unei părți din Spitalul de la Moroie, pentru care avem de asemenea procedurile de achiziție finalizate. Deci noi ne-am făcut treaba. De asemenea, în bugetul Consiliului Județean de anul acesta, pentru toate aceste lucrări, am prins cotele de cofinanțare necesare, care reprezintă undeva la 10% din valoarea proiectelor. Din păcate, Ministerul Sănătății, sub conducerea puțin înțeleaptă a domnului Cadariu, ne-a spus că nu poate finanța aceste lucrări. Sigur, e o întrebare pe care mi-o pun și eu și poate vor începe să-și opună și cetățenii din Dâmbovița, de ce pe vremea
guvernării Ponta se puteau face niște lucruri și astăzi nu sunt bani pentru nimic. Înțeleg că bani nu sunt nici pentru investiții, deși guvernul și-a a spus la investire că prioritatea principală reprezintă investițiile, nu sunt bani nici pentru salarii și veștile sunt proaste, nu sunt bani nici pentru pensii, nu sunt bani pentru nimic. Deci revenim într-o logică bugetară de tip BOC, iar astăzi fac poate a treia, a patra oară afirmația că acest guvern condus de domnul Cioloș va rămâne în istorie ca fiind unul mai slab decât guvernul BOC. Până acum n-am crezut că cineva poate coborâ ștacheta mai jos decât BOC. Guvernul acesta este un guvern prost, care nu are nicio legătură cu ideea de bună guvernare. Rezultatul, la demersurile noastre făcute constant de anul trecut. Nu am primit bani decât pentru un singur proiect, 2.866.000 de lei, pentru stația de producere a oxigenului medical, cu alocare în trimestrul 3-2016. Ca urmare, cei care merg alături de domnul Iohannis și guvernul domniei sale, care e guvern PNL, pot să înțeleagă foarte bine încotro merg lucrurile. Alegerea aparține, până la urmă, cetățenilor. Din zona CNI-ului, vă precizez că am făcut o analiză a situației din teritoriu și am constatat întârzieri extraordinar de mari ale constructorilor la lucrări finanțate prin Compania Națională de Investiții. Este vorba de Căminul Cultural de la Bezdeat, care ar fi trebuit terminat în urmă cu aproape un an de zile. Astăzi lucrările sunt undeva la 35%. O a doua lucrare întârziată trebuia finalizată în luna octombrie, Căminul Cultural de la Tătărani. Cea de-a treia, extraordinar de tare întârziată, sala de sport de la Liceul Agricol din Găiești. A patra investiție extraordinar de mult întârziată este cea de la Căminul Cultural de la Comișani. Și vă precizez că am făcut solicitări scrise Companiei Naționale de Investiții, pentru că dânsii sunt parte contractantă în aceste lucrări, pentru a interveni și a încerca să le finalizăm în termenul cel mai scurt. Astea sunt veștile, ca să spun, mai puțin bune. Veștile bune sunt legate de faptul că avem în procedură de achiziție încă 3 cămine culturale. Este vorba de Braniștea, care va construi un cămin cultural a cărei valoare estimată este de 3.697.633 de lei. De fapt, va fi o casă de cultură cu facilități multiple și arată că lucrul acesta, că domnul primar Țăchianu este un primar care a mișcat lucrurile extraordinar de mult în Braniștea. La Nucet, reabilitare, extindere, modernizare și dotare cămin cultural din satul Nucet. Vezi, Ioane, câte fac eu pentru Nucet? Și tu te duci la shopping. Așa. Și la Valea Mare, reabilitare, modernizare și dotare așezământului cultural cu o valoare de 2 milioane de lei. La Nucet, valoarea estimată a proiectului este de 1.537.832 de lei. Am văzut că niște colegi de-ai voștri de la un post local de televiziune sunt foarte preocupați de publicitate și fac afirmații care n-au niciun fel de suport. Fie mă confundă pe mine cu alți președinți de Consilii Județene, fie în lipsă de idei, vehiculează informații care sunt neserioase, mincinoase, cu privire la modul în care eu aș cheltui banii publici în relația cu presa. Da? Și că eu aș fi finanțat presa atât de mult ca să-mi ridice mie osanale.
Am fost și eu o situație, vă pun la dispoziție. Am cheltuit pe reclamă și publicitate din bugetul local 359.000 de lei în 4 ani de zile. Și știți foarte bine că sunteți martori cu toții. În afară de faptul că am respectat o regulă care nu-i neapărat cea mai corectă, toată lumea a primit același lucru și în aceleași momente, adică Paște, știu, ziua copilului și Crăciun, nimeni nu a primit nici în plus, nici în minus. Deci este o minciună sfruntată și colegii voștri, dacă spun ziariști, ar trebui să aibă minima deontologie profesională, dacă sunt ziariști. Mulți dintre ei nu sunt ziariști, sunt pur și simplu țucălari ai clanului Miculescu. Al doilea lucru, sunt cheltuieli cu reclamă și publicitate realizate din proiectelor cu finanțare europeană. Aveți și aici o listă detaliată. Ioane, ți-am trimis-o și ție, că am văzut că ești băgat la înaintare. Te felicit pentru calitatea de purtător de vorbe al clanului. N-am avut niciun exemplu. A, așa. Te rog. Te rog să trimiți câte vrei, cu precizările următoare. Cu unele excepții, peste 80% din procedurile de achiziție publică sunt realizate în anii 2010, 2011 și 2012. Înainte de venirea mea, sunt contracte pe care le-am dus la capăt, așa cum era firesc. Și am să spun și ție, Ioane, și celor de la MDI, postul acesta de televiziune, că eu nu fac niciodată ce au făcut alții. Doi, n-am să-mi bat niciodată joc de banii publici. Și trei, ca să închidem subiectul ăsta pe viitor, o să mă gândesc să realizez o publicație a Consiliului Județean. Și îl închidem pentru totdeauna. Unde voi face ceea ce trebuie, inclusiv, dacă îmi permite legea, publicitatea pentru proiectele cu finanțare europeană. Dar nu accept ca să fiu murdărit eu cu lucruri care nu sunt adevărate. Deci, repet încă o dată, suma pe care eu am cheltuit-o pe publicitate în 4 ani de zile, cu toată presa locală, este de 359.449 de lei. S-a finalizat săptămâna trecută proiectul Școala Altfel, programul acesta educațional. Vreau să vă spun că avem rezultate extraordinar de bune, ceea ce arată implicarea instituțiilor de cultură din județ în acest proiect la un nivel extrem, extrem de bun, cu mult mai bine decât anul trecut. Am să vă dau și câteva cifre care arată acest lucru. La atelierele de meșteșuguri, pictură și muzică organizate de Centrul Județean de Cultură au participat 746 de copii. La 1982 de participanți au răspuns celor 24 de activități organizate de Biblioteca Județeană. Au participat 1471 de elevi de liceu, gimnaziu și grădiniță, iar în afara acestor acțiuni, biblioteca a fost vizitată de 390 de elevi. La marșul lecturii au participat 121 de persoane. La muzeele Complexului Muzeal Național Curtea Domnească au primit vizita unui număr de 20.428 persoane, în creștere cu 38,2% față de anul 2015, când am avut 14.772 de persoane. Din cele 14 muzeele ale Centrului Național, pe primul loc ca număr de vizitatori s-a aflat Ansamblul Monumental Curtea Domnească, 8.564 vizitatori, urmat de Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești, 3.870 de vizitatori, Ansamblul Brâncovenesc de la Potloci, 1.887 de vizitatori și Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic, 1.567 de vizitatori. Eu zic că suntem pe drumul cel bun și vom continua să aducem în
muzeele noastre cât mai mulți, cât mai mulți oameni. La peștera Lomiței, am să vă prezint o situație a numărului de vizitatori pe primele 4 luni de zile, ianuarie, februarie, martie, aprilie. Din nou avem rezultate foarte bune și arată potențialul turistic extraordinar al zonei. Am avut 4.006 vizitatori care au plătit bilet redus, 8.254 de vizitatori care au plătit bilet întreg și 1.000 de vizitatori, 1.091 care au plătit, care au intrat gratuit. În total avem aproape 14.000 de vizitatori pentru 4 luni de zile în care 3 au fost luni de iarnă. Eu cred că trebuie să continuăm și să facem ceea ce eu spun că vom face. Și vă asigur că vom face, da? Proiectul stațiunii Moroieni, Padina, Peștera și resursele județului trebuiesc dirijate în bună parte în această direcție. Am să închei cu rugămintea la dumneavoastră să preluați un mesaj de Paște pentru dâmbovițeni. Dragi prieteni dâmbovițeni, sărbătorile care încununează învierea Domnului seamănă mereu cu un nou început. Suntem mai aplecați către suflet, suntem mai îngăduitori, suntem mai împăcați cu noi înșine. De fapt, aceasta este minunea pe care o transferă sărbătoarea către oameni, adunându-i pe toți la oaltă în valori și bună credință. Este, cred, cel mai potrivit moment în care putem privi cu liniște și sinceritate la ceea ce suntem, ce am vrut să fim și ce am devenit. Avem de reflectat dacă ne-am urmat cu seriozitate calitățile cu care am fost dăruiți, dacă am crezut în noi înșine și am înmulțit talanții, cum spune pilda biblică. În ultimul rând, e timpul cel mai potrivit să ne privim unii în ochii altora și să oferim, înainte de a cere, înțelegere, bună cuvință și respect. Mi-aș dori ca timpurile pascale să-și pună amprenta pe fiecare dintre noi. Vă doresc tuturor să vă bucurați de marea sărbătoare a Învierii, alături de familie, de prieteni, de oamenii dragi care vă înconjoară. Sărbători pascale fericite! Cu precizarea, pentru cei care aveți probleme, sper să nu aveți niciunii, sau dacă vor fi situații deosebite, sunt în garnizoană, ca să vorbesc în termeni militari. Deci nu plec nicăieri și mi-am propus să fiu acasă ca să putem să asigurăm condiții foarte bune de desfășurare a sărbătorilor. Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Lucrarea este contractată la Pucioasa. Din câte știu, se va da ordin de începerea lucrărilor la începutul lunii mai. Vorbim de podul provizoriu. După cum v-am precizat că sunt aprobate reparații consistente pe drum, de la Târgoviște, Pucioasa, Fieni, avem 10 km de covoare asfaltice, deci e vorba de reparații, deci nu de altceva. Lucrarea va începe tot în luna mai. Vă precizez și aici că, din păcate, am constatat la Pucioasa că lucrările executate de compania, de societatea comercială RICO, pe zona drumului național, în anumite zone sunt de proastă calitate. Și probabil că vom asista la un lucru pe care nu ni l-am dorit, la o spargere din nou în anumite zone a drumului național. Pentru că investiția nu a putut fi recepționată, sunt lucrări făcute prost, în contrapantă, lucrări care nu răspund proiectului tehnic. Vă precizez, contractul este încheiat între Compania Națională de Investiții și Societatea Comercială RICO. Nu suntem noi parte contractantă Consiliul Județean. Absolut și pentru nimic. Și cu dispensarul ce faci? O să continui lucrările. Dispensarul unde n-au început lucrările,
O să continuăm lucrările, o să încercăm să facem o alocare suplimentară de la Consiliul Județean și sigur că ne-am renunțat. O să merg și la domnul Cadariu până își dă demisia. Că se pare că toți cu care avem probleme, într-un final își dau demisia. N-au răspuns decât că anul acesta aveți urmare adreselor dumneavoastră, numărul, că tot stăm din decembrie pe la ușă. Ce rolare de viață astăzi, păi, de păi la Odobești, Costești, Vale, este o zonă de inundații permanente. Da? Și acolo este prevăzut această lucrare, de ea se discută și a fost primul proiect întocmit înainte de 90. Păi, începuse, dar nu s-a lucrat nimic dinainte de 90, din 89. N-am o situație la zi, o să vă prezint și nu din alt motiv. Primăriile duc direct la Ministerul Dezvoltării, iar noi facem un bilanț în primele 10 zile ale lunii următoare. Deci undeva pe 10 mai o să vă anunț. Alte întrebări? La mănăstirea de aia nu s-a mai alocat bani pentru proiectare? Nu, am avut bani pentru proiectare. Noi am alocat la Consiliul Județean, proiectul tehnic este în execuție și vom face achiziția de lucrări. Bani s-au mai alocat, poate... În altă perioadă, dar vedeți bine că s-a reactivat alunecarea de tiră. Da, și vedeți bine că nu s-a reușit să se stabilizeze drumul. Eu cred că nu și nu vorbesc ca unul care este doar concurent politic. Să știți că eu am lucrat până în 1996, am lucrat în prefectura Dâmbovița și am lucrat pe funcții de răspundere. În 1990, la fragedă vârstă de 25 de ani, eram director. Și știu foarte bine administrația publică, am avut șansa să lucrez și la starea civilă, ce face astăzi Serviciul Public de Evidență a Persoanei. Am lucrat și pe autoritate tutelară, am lucrat în zona juridică, am fost directorul Direcției Juridice și Administrație Locală, am fost 4 ani de zile consilier județean, am avut o experiență de senator care a fost extraordinar de bună din perspectiva, știu, negocierii politice și a înțelegerii modului de lucru a unui organism colectiv, cum este Consiliul Județean. Când am intrat în Consiliul Județean, n-am avut nevoie să mi arate cineva pe ce telefon să pun mâna sau ce am de făcut. Asta fac referire la un prefect mai vechi, care nu știa cum se folosește telefonul guvernamental. Nu vin mai dau exemplu, că omul e total neimportant. A uitat și el că a fost prefect. După 4 ani de Consiliul Județean, vreau să vă spun că sunt cu mult mai calificat decât în 2012. Pentru că știu lucrurile din intimitatea lor, e ușor să vorbești din afară, fără să cunoști cu adevărat substanța problemei. Județul acesta are probleme majore, care necesită abordări pe termen lung și de aceea eu am întocmit un proiect pentru perioada următoare, vi l-am prezentat în linii mari, o să-l vedeți și publicat în următoarele 7-8 zile, Dâmbovița 2025. Deci trebuie să gândim niște lucruri pe 10 ani de zile dacă vrem să avem și rezultate. Dacă, sigur, putem să văruim cât un perete, să mai facem un loc de joacă și să cheltuim bani pe el, dar asta nu dezvoltă economic nimic. Deci eu n-am nicio îndoială, nu va putea face față provocărilor unei administrații serioase. Nici el. Vă spun eu. Deci vă spun eu că îi știu pe toți. Dacă vreți să așa la un moment al adevărului, din 1992, de când s-a înființat Consiliul Județean până astăzi, da? 2 președinți, nu mă pun pe mine în discuție,
Alți doi au mai lăsat câte ceva aici. Georgiana și Florin Popescu. Mai sunt niște rinoceri fostul moștenire de la Popescu. Niște rinoceri? Da. Nu vreau să vorbesc astăzi. Nu vreau să vorbesc astăzi de funcționarii publici. Păi eu am vorbit de funcționari. Dom'le, în 4 ani, care vi s-a până astăzi cel mai greu lucru de pus la punct pe scriitorii? Aparatul tehnic. Deci oamenii. Problema majoră a instituției și a administrației publice în general este lipsa oamenilor cu adevărat calificați și dedicați. De multe ori m-ați comentat, am înțeles că unii și-au făcut un fel de titlu, de glorie, să apere funcționarii publici împotriva lui Țuțuianu care îi înjură. Vă spun eu, dictator, da. Vă spun eu că dacă nu eram așa, n-aș fi făcut nimic. Sunt lucruri care au trenat luni de zile și până n-am intrat pur și simplu cu forță peste unii dintre ei, n-ar fi făcut nimic. Deci ăsta e lucrul cel mai greu și el nu are nicio rezolvare imediată. E greu să aduci oameni calificați peste noapte, nu ai de unde. Sunt zone de activitate care țin de infrastructură unde nu găsim deloc oameni și până la urmă problema noastră principală este rezolvarea infrastructurii. Da? Nu avem ingineri de drumuri, nu avem diriginți, avem unul singur. Arhitect șef, știți foarte bine că de un an de zile am stat fără arhitect șef și acum l-am adus din Republica Moldova. Deci sunt zone sensibile unde salariile mici nu-ți permit să aduci oameni calificați. Sau aduci foarte greu un om care vine mai mult în ideea de a-și forma o carte de vizită, de a se pregăti mai bine și într-un final pleacă tot în sectorul privat. Deci aici trebuie să fie modificată legislația pe zona salarizării. Trebuie să modificăm legislația funcționarului public, pentru că unii au impresia că sunt veșnici pe scaun. Și ar trebui să avem contracte de muncă pe durată determinată, cu obiective clare de carieră, nu le-a făcut pleacă. Și asta se întâmplă în toate statele europene civilizate, dar mai ales în Statele Unite. Nu există noțiunea că funcționarul public intră aici la 24 de ani și iese... Da, între 4 scânduri, dacă îl prinde 65 de ani. Nu se poate. Asta este un balast pe care nu-l mai poți căra la un moment dat. Deci asta ar fi prima problemă. Și a doua problemă este lipsa de resurse. Că mulți vorbesc de pe margină, județul Dâmbovița produce 100 de lei și cheltuie 108. Deci noi nu avem resurse proprii. Dacă nu ai sprijin guvernamental consistent, din resurse proprii nu te poți dezvolta. Asta e adevărul. Deci județele Reșeni și nu are sprijin guvernamental. Prahova, de exemplu? Nu. Toate județele din România, puteți verifica pe date statistice, au primit cam același tip de sprijin de la Guvernul Ponta. Asta este lucru clar. Deși poate că nu ar fi trebuit să fie chiar așa. Că Timișul sau Prahova sau Argeșul au nivele de dezvoltare mult mai bune decât avem noi la Dâmbovița. Dar s-a dorit ca toată lumea să aibă acces la resurse și uitați-vă, de exemplu, pe repartițiile pe Ordonanța 28. Veți vedea cam aceleași sume cu mici diferențe sunt repartizate tuturor județelor. Prahova, în schimb, dacă ești președinte de Consiliul Județean la Prahova, la un moment dat nu prea te interesează cine la guvernare. Că resursele proprii sunt suficiente ca să miști lucrurile. În Dâmbovița contează foarte mult dacă ai guvernul tău, ca să mă exprim în termenii domnului Iohannis. Sau dacă ai un guvern înțelept care să te sprijine pe proiectele de investiții pornite. Eu, dacă vă spun sincer, dacă pe Programul Național de Dezvoltare Locală intră cele 97 de investiții începute, la CNI Căminele Culturale depuse, adăugând ce facem pe buget propriu și mă țin de proiectele cu bani europeni, în 2020 județul Dâmbovița ar trebui să arate cu totul altfel. N-aș avea nevoie de nimic în plus. Deci, repet, 97 de proiecte
să continue pe Programul Național de Dezvoltare Locală și cele 40 ceva de cămine culturale să intre la finanțare. Restul este treaba mea, cu resurse proprii și cu proiecte europene. Unde eu vreau să mi-am propus o cifră cam de 200 de milioane de euro să luăm în următorii 4 ani de zile. Vă asigur că voi fi același, dur, tot cu parul voi bate și voi mișca lucrurile în direcția bună. Ce se întâmplă cu proiectul de reabilitare? Nu are nicio legătură subiectul parcare. Noi lucrăm la proiectul tehnic pentru clădire. Sunt bucuros că a plecat doamna Răducu, pentru că a stat inutil pe la Ministerul Fondurilor Europene. Vom vedea ce face și acest domn Ghinea, că văd că toți băsiștii și macoviștii se regăsesc în funcții cheie la guvern. N-am avut ghiduri de finanțare până acum. Deci, noi terminăm proiectul tehnic în prima zi, rețineți ce vă spun, și veți auzi că am dat pe unii afară dacă nu se întâmplă. În prima zi, în primul minut, când se poate depune un proiect pe un ghid, Dâmbovița va fi acolo. Și sper pe 16, așa era discuția, dar nu mai putem crede nimic de la acest guvern, sper ca pe 16 mai să se deschidă axa 6, pe drumuri județene. E la 30 de zile după lansarea. Eu știu, eu știu. Eu am învățat să n-am mare așteptări. Într-o zi când o să-și dea și domnul Achimaș Cadariu demisia, o să vă relatez și o discuție cu el. Că vedeți, le relatez după ce nu mai sunt, ca să vedeți. Ăștia au când își dau demisia, că până le-i cunoaște nimic. Da? Bine, vă mulțumesc, vă urez Paște fericit.